Lume, sunt Andrei și azi mi-am revenit cu un alt tutorial de origami. Știu că n-am mai postat de mult, dar mi se vedea prea prost camera la telefon și nu vroiam să mai fac videouri cu calitatea asta prost. Dar o să-mi iau o cameră de filmat, o cameră foto, de fapt, care face și filme și sper să se vadă mai bine. Ok, să trecem la origami. Origamiul de azi este un struț care tocmai l-am creat. Este foarte tare, după părerea mea, și azi am să vă arăt tutorialul. Ok. Ca să începeți, aveți nevoie de o hârtie pătrată. Dacă aveți de origami, e și mai bine. De fapt, și asta este de origami, dar e un tip mai ciudat. Ok, să începem. Prima dată vom îndoi ambele diagonale. Ambele părți. Okay. Cum întoarcem pe partea cealaltă și îndoim în jumătate orizontal și vertical. Ok. Și acum ținem bine de aceste două părți și observăm că aici avem un pliu în munte și aici două diagonale în vale. Ținem bine de această linie și împingem ușor spre centru, astfel încât aceste părți să se formeze. După care împingem asta spre dreapta și cea din spate spre stânga. Așa. După care pliem cum trebuie. Dacă vă mai aduceți aminte, și la celelalte două, la fel era. Asta este baza pătrată. Să vă arăt din nou. Deci, avem așa, pliu în munte, două în vale. Ținem bine, împingem, după care aceste două se unesc, împingem spre dreapta, împingem spre stânga, după care pliem bine și asta e. Acum îndoim aceste părți către centru pentru ca această mucchie să se alinieze cu pleul de la centru și repetăm la fel pe toate cele trei părți. Apoi ce facem? Deschidem asta și aici avem un pliu în munte și unul în vale. Îl pliem pe cel în vale, iar pe cel în munte îl inversăm și îl pliem bine. Verificăm ca mucchiile să fie bine aliniate, după care pliem în jos. La fel și pe celelalte trei părți. La fel și pe partea cealaltă. Ok. Și aceasta este baza păsării care am folosit-o și la velociraptor. Ok, și acum ridicăm astea în sus și avem o bază a păsării galbenă. Ok, acum să dau puțin zoom. Dacă și merge. Da, merge. Ok.
Și acum va trebui să facem un pliu, astfel încât această muche de aici să fie aliniată cu muchea asta, cu acest pliu de aici, așa. Deci, ceva gen așa. Deci, muchea asta e aliniată cu acest pliu. Și la fel și în stânga. Păi le readucem la loc. Dăm această parte spre stânga și observăm că aici avem un pliu în munte și unul în vale. Îl facem pe cel în vale. Încă o dată unul. Iar pe cel în munte îl inversăm. Exact așa. Să vă mai arăt. Deci. Deschidem. Și aici avem un pliu în vale pe care pliem. După care mai pliem încă o dată în vale acest segment, în jumătate. Și după care împingem ușor la loc această parte și pliem din nou. Ok, și la fel și pe partea asta. Deci din nou pliem în vale, după care în jumătate împingem și creăm pliul. Ok. Acum ducem acest segment în față, după care un pic în spate și după care un pic în spate. După care îndoim în jumătate. Ca să facem solid. Ok. După aceea deschidem din nou. Și după aceea deschidem din nou și rotim pe partea cealaltă și vom face aceste pliuri, vom face două pliuri astfel. Vom face un pliu astfel încât această muche să fie aliniată cu acest pliu de la mijloc. Ăsta. Ceva în genul ăsta. Exact așa. Și aici veți observa, dacă veți duce pliul până la capăt, că nu va rămâne fix drept. Ei bine, pliați și și când ajungeți la zona piciorului, pur și simplu împingeți acest punct în jos. Exact așa. Okay. Și la fel și în partea asta, în dreapta. Ducem până la capăt și aici facem acel pliu ca să poată să stea. Ok. Și acum tot modelul îl îndoim în jumătate astfel. Așa. Era așa și îl îndoim așa. Și acum vă dați seama că asta e basicul corpului de struț. Deci, ăsta e capul, astea sunt picioarele și asta e coada. Coada o vom lăsa în pace. Acum vom lucra la cap. Și astea sunt alipuri. Deci, avem acest punct aici, acest sub cap, ok? Vom face un pliu, astfel încât nu treacă mai departe de acest punct. Deci undeva pe aici facem pliul așa. După care readucem la loc, deschidem și observăm că aici avem un pliu în vale și unul în munte. Le inversăm, pe cel în vale îl pliem și pe cel în munte îl inversăm. După care facem aici un pliu în vale în jumătate. Și am creat gâtul struțului. Să vă arăt din nou. Deci, avem acest pliu în vale și acest pliu în munte. Cel în vale îl pliem, după care îl facem și pe cel în munte, îl facem în vale. Și aici vom face jumătatea acestui segment. Exact așa și ne-a dat gâtul struțului. Ok. Și acum ca să facem capul, nu știu, facem la fel. Numai că, nu știu, facem exact ca la dinozaur. Un
Lungimea așa, aproximativ acolo, cât să semene cu un cap. Nu știu cât să vă dau ca lungime. Cam atât. E suficient. Ok. Coada am zis că o lăsăm în pace. Pentru aripi, ca să le faceți cum trebuie, pur și simplu le deschideți așa. Ok? Și astea sunt aripile. Și ca să creăm picioarele, avem aici un plin vale și împingem această parte în jos, puțin, cam atât. Ops.